Un grup de 4 studenți și 2 cadre didactice de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului și Universitatea Politehnică din Timișoara au participat în perioada 28-30 iunie 2012 la concursul de roboți pentru agricultură organizat în cadrul expoziției Floriade de la Venlo, Olanda. În anul 1999, Fundația Klaas din Germania a început să promoveze educația și cercetarea în domeniul ingineriei agricole și în domeniul mecanizării agriculturii. A fost un pas foarte important pe care l-a făcut această fundație pentru elevi, studenți și masteranți. În anul 2007, această fundație a demarat un proiect, Fundația Klaas Universitatea Parteneră, și în 2007 acest proiect a fost câștigat de Universitatea Rusă din Bulgaria. În 2008 ni s-a făcut și nouă această propunere. Am demarat toate demersurile pentru proiectul respectiv, iar în final am fost foarte bucuroși când am aflat că am câștigat acest proiect, devenind membri ai Fundației Klaas. În acest an, prin acest proiect, ni s-a propus să participăm la Campionatul Mondial de Roboți pentru Agricultură, care s-a organizat în cea mai mare expoziție de horticultură din lume, la Venlo, în Olanda. În cadrul acestui proiect am reușit să fac o echipă formată din studenți de la 3 facultăți din Timișoara. Este vorba de Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara și Facultatea de Mecanică, respectiv Facultatea de Automatizări și Calculatoare din cadrul Universității Politehnică din Timișoara. Am reușit să fac o echipă care ne-a dus între primii 5 în lume cu roboțelul pe care l-au realizat. Este o victorie a studenților din centrul Universitar Timișoara. Este un lucru extraordinar, în primul rând și pentru țara noastră, pentru că România a participat pentru prima oară la acest concurs. Vreau să vă spun că în acest an a fost a 10-a ediție. La primele 9 ediții nicio echipă din România nu a participat. Deci este pionerat, pot să spun, pentru România în cadrul acestui concurs. Sperăm ca de anul viitor, ca de la următoarea ediție, să facem un robot care să ne ducă pe primele 3 locuri. Totuși, anul acesta, în momentul în care am aflat rezultatul că suntem printre primii 5 din lume, adică pe locul 5 din 20 de echipe, a fost efectiv un real succes pentru prima participare a României la acest concurs. De la teorie la practică, drumul e lung, iar problemele tehnice și situațiile neprevăzute apar la tot pasul. La fel s-a întâmplat și în cazul echipei din Timișoara. Realizarea unui astfel de robot presupune, înainte de toate, o structură mecanică robustă, care să permită deplasarea în condiții de siguranță a echipamentului respectiv și, în același timp, să garanteze precizia în timpul rezolvării sarcinilor, nu numai din concurs. La ora actuală presupunem că o astfel de lucrare are și o utilitate practică deosebită. Ne-am propus niște obiective. Optimizarea presupune întotdeauna raportarea niște obiective. Obiectivul nostru principal a fost ca soluția să fie flexibilă, să poată să fie în primul rând rapidă, în al doilea rând simplă, eficientă, și n-am renunțat la ideea ca acționarea să fie pe toate cele 4 roți. Chiar dacă acționarea nu este independentă, ci se face grupat 2 câte 2 stânga-dreapta pe roți. Reproduce într-un fel sistemul de acționare cu șenile, fără însă a-l plagia. Am apreciat în mod deosebit interesul studenților și modul cum au colaborat între ei, pentru că a existat o structură mecanică realizată inițial. După dialogul cu colegii de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, această structură mecanică a mai suferit câteva modificări, inclusiv la concurs a mers ca la Formula 1, pregătiți și cu seturi de roți de rezervă, care trebuiau să fie corelate cu condițiile locale. Aveam roți pentru asfalt, aveam roți pentru pământ, aveam roți pentru iarbă. Din păcate s-a pus ploaia și n-am prevăzut acest lucru, deși ar fi fost bine să știm că în Olanda de regulă mai și plouă. Uneori acest lucru este un avantaj, întotdeauna este un handicap, dar până la urmă, cu ajutorul colegilor de la calculatoare, și aici s-a demonstrat această colaborare și acest spirit de echipă, am reușit
cumva să realizăm acest compromis între structura mecanică și regimul de funcționare electric și programul care corela sarcinile cu parametrii de lucru ai robotului din câmp, din zona de concurs. După părerea noastră, punctele forte ale roboțelului, și o spun cu mândrie că țin și de partea mecanică, dar și de partea de calculatoare, dar în primul rând de partea mecanică, au fost robustețe, simplitate și viteză. Întotdeauna simplitatea, deși nu este spectaculoasă, dă siguranță. Studenții și profesorii de la secția de calculatoare și automatică s-au implicat și ei cu entuziasm în acest proiect. Noi am primit un robot, structura mecanică, cu niște motoare care acționau niște roți și cumva l-au pus în braț. Asta e, automatizați-l. Și noi trebuie să gândim partea de automatică. Placa am primit-o de la ei, într-adevăr, dar era o placă destul de bună. E o placă cu un microcontroler care se utilizează foarte des acum, un Atmel. Și o placă, iarăși, foarte modernă, care circulă foarte mult printre studenți, e foarte ieftină și ușor de lucrat cu ea. Softul este foarte bine pus la punct, numește Arduino. Am gândit senzorii, cum să-i plasăm și după ce algoritmul de conducere a celor două motoare. Asta a fost problema cea mare. Poate să înțeleagă cum funcționează senzorii, să vadă ce pot senzori, după aceea cum merg motoarele și să relege cele două, în funcție de cum a fost tema enunțată la concurs. E un roboțel autonom. Autonom înseamnă că îi apăs un buton de start și el merge. Deci tot programul este încărcat în el, operatorul nu se mai atinge de el. Deci el ia decizii singur, așa cum l-am învățat. Deci asta este o parte destul de performată automaticii, să-i spui ce are de făcut și el se execute și să se, în funcție de ce întâlnește pe drum, să ia niște decizii. Asta e structura acestei aplicații. Nu-l telecomandăm, nu ne mai atingem de el. El singur merge mai departe până la sfârșit, dacă e programat bine. Roboțelul realizat de echipa de la Timișoara a avut de executat 3 probe cu 3 grade de dificultate. Începători, avansați și profesioniști. Structura concursului a fost una deosebită. Concursul a cuprins 3 probe. O probă de deplasare a robotului după un traseu sinuos, printre rândurile de ghivece de flori. A doua probă, deplasarea tot pe un astfel de traseu sinuos, dar cu ghivece lipsă, iar sistemul de ghidare al robotului autonom trebuia să se sesizeze atunci când era vorba de sfârșit de rând sau de ghivece lipsă, comparând ce era pe rândul din dreapta cu ce era pe rândul din stânga. Deci ca să fie capă, trebuia ca nici în dreapta și nici în stânga, pe distanță de un metru, de trei ghivece, de aproape un metru, să nu existe ghivece. Și atunci era clar că e capătul rândului și se comanda deja întoarcerea roboțelului pentru a putea realiza acest mers în spirală printre rândurile de ghivece și întoarcerea la capete. A treia probă, nu? Am vrut să zic al treilea task, dar să vorbim românește, a treia probă prevedea la fel parcurgerea acestui traseu și detectarea unui ghiveci marcat într-un anume fel, opțional, la decizia fiecărei echipe, identificarea acestui ghiveci, oprirea în fața ghiveciului, preluarea ghiveciului de către robot și transportarea lui într-un loc stabilit dinainte prin proba de concurs și marcat. Acestea erau cele 3 task-uri. Sigur că ultimul task, din păcate, o singură echipă a reușit să-l realizeze din cele 22 de echipe înscrise în concurs, respectiv 20 de echipe care au participat. Studenții s-au arătat încântați de participarea la competiția din Olanda, iar profesorii susțin că vor încerca să atragă tot mai mulți spre implicarea în acest tip de activități. Au fost echipe care au avut 6-7 studenți, noi am avut 4 studenți în acest an. Să zic așa, ușile sunt deschise și pentru alți studenți. Sperăm ca echipa să se îmbogățească și cu alți studenți valoroși
din Centrul Universitar Timișoara și sperăm ca anul viitor să mergem cu un robot care să tindă către unul dintre cele trei locuri de pe podium. Ar fi foarte frumos, în primul rând pentru studenți. Vreau să vă spun că după această ediție, studenții care au participat, deja mă întreabă când se va organiza celălalt concurs anul viitor, pentru că ei doresc din septembrie să se apuce de lucru, astfel încât până anul viitor să realizăm un robot care să, v-am mai spus încă o dată, să tindă către cele trei locuri. O experiență destul de interesantă, unică din multe puncte de vedere, o experiență care adaugă la experiența mea profesională, multiculturală. Am avut ocazia să vorbesc cu o groază de studenți din alte state. Am avut ocazia să văd o groază de alte idei, pe cât de idiote, pe atât de interesante. Și na, în mare sunt bucuros că am reușit să particip. Ideea a fost foarte foarte interesantă. A fost foarte bine pentru noi, pentru că am colaborat cu mai multe facultăți și am văzut cum putem să dezbatem unele situații din puncte de vedere diferite și eu cred că a fost o experiență foarte frumoasă. Pe ce parte te-a dus tu aportul în construirea robotului? Eu mi-am adus aportul pe partea de programare mai mult, împreună cu colegul meu Dobra Ciprian și am reușit să facem teste, să ne descurcăm, să programăm, să iasă bine. Ești entuziast? Vei încerca și pe viitor? Da, cu siguranță o să încerc proiecte de genul pe viitor, pentru că mi se par foarte interesante lucruri în echipă și să sperăm că o să iasă mult mai bine decât atât. Concursul se pare că a fost foarte mare, adică nu mi-a venit să cred din câte țări au putut veni oameni să-și prezinte la ce au lucrat ei timp de un an, doi, depinde de fiecare de cât dura proiectul și să sperăm că a fost ok, foarte bine. Pentru mine a fost o experiență, să spun așa, până acum unică. A fost un concurs, totuși, de talie mondială, unde au participat foarte multe universități din diferite țări și mi s-a părut foarte interesant, văzând la ce standarde sunt alte țări și că și noi ne aflăm printre acele standarde, reușind să ținem piept cu ei și cu roboții lor. Dar locul 5 a fost o surpriză foarte plăcută pentru noi, când am văzut că pe clasamentul final că suntem poziționați pe locul 5. Ideea a fost a mea, urmărind link-urile Fundației CLAS, care sponsorizează această competiție. Ni s-a oferit oportunitatea să participăm la realizarea unui proiect în domeniul agricol și am câștigat cu acest proiect realizarea unui roboțel pentru domeniul agricol, pe care am reușit să o punem în practică în cele din urmă. Plecăm cu gânduri mult mai mari pentru anul viitor și ne dorim foarte mult să aducem rezultate și mai bune, ca să demonstrăm că în acest an nu a fost doar un accident locul pe care l-am ocupat. Locul 1 a fost câștigat de Danemarca, locul 2 de Finlanda, pe locul 3 s-a aflat Germania, locul 4 Cehia, iar pe locul 5, aflată la prima participare, s-a clasat România, cu roboțelul Banat.